Poliția română, alături de autorități de aplicare a legii din alte 18 state de pe patru continente, a participat la o activitate în cadrul programului european Impact, prioritatea Cybercrime Attacks Against Information System. Polițiștii români, sub coordonarea DICOT, au efectuat 10 percheziții la domiciliile unor utilizatori ai unei platforme web ilegale și totodată au luat măsuri pentru încetarea funcționării altor două platforme web care ofereau servicii ilegale, în special utilizatorilor din România. În urma acțiunilor desfășurate în aprilie 2018, de către Poliția Olandeză, împreună cu autoritățile de Marea Britanie și coordonate de Europol, împotriva unei platforme ilegale, prin intermediul căreia utilizatorii înregistrați puteau lansa atacuri de tip. DDoS, Distribute Daniel of Service, au fost obținute date cu privire la aproximativ 151.000 de utilizatori, aceasta fiind considerată cea mai mare platformă de acest tip. Practic, DDoS for Hire presupune că o persoană, pentru o taxă nominală, poate bloca traficul unor întregi rețele și site-uri. Potențialele daune asupra victimilor pot fi considerabile, îngrădind accesul cetățenilor la serviciile oferite de bănci, instituții guvernamentale, spitale sau forțe de ordine. Poliția română, sub coordonarea DICOT, structura centrală, alături de autoritățile de aplicare a legii din Belgia, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Slovenia, Suedia, Australia, Columbia, Serbia, Elveția, Norvegia și Statele Unite ale Americii au acționat în mod coordonat împotriva utilizatorilor acestei platforme. Au fost efectuate 10 percheziții în municipiul București și județele Iași, Prahova, Timișoara, Constanța, Teleorman, Satul Mare, Brăila, la adresele de reședință ale unor utilizatori ai acestei platforme web și totodată s-au luat măsuri pentru încetarea funcționării altor două platforme de tip stresser care ofereau servicii ilegale în special utilizatorilor din România. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe sisteme informatice și medii de stocare a datelor, care sunt în prezent sub analiza specialiștilor. 13 persoane, cetățeni români cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, au fost conduse pentru audieri la sediul DICOT, structura centrală. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice conform articolului 365 din codul penal, respectiv perturbarea funcționării sistemelor informatice, articolul 363 din codul penal. În activități au fost angrenați și jandarmii din forțele jandarmeriei române.